12 milioane de euro. Crezi că a fost o investiție proastă? Crezi că a fost o investiție bună? Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutări de pe trompetă și de pe străzile întunecate ale Bucureștiului, my friendos. Vreau să vă urez vizionare plăcută din start, așa, pentru, sau mă rog, la acest motovlog, nu pentru acest motovlog. Iar seara asta, oră târzie, noapte 1:26, mamă, foarte, foarte târziu, dar nu atât de târziu ca și în night ride-urile anterioare, am plecat să inspectăm de pe trompetă pasajul Unirii. Mare, mare controversă pe Facebook, din ce am văzut, pe grupuri, pe... habar n-am, în postări, toată lumea se plânge că, domne, 12, dacă nu mă înșel, au fost 12 milioane de euro care au fost investiți pentru a zugrăvi pasajul. Acum nu știu dacă, fiind foarte mare, atât trebuia să coste, dacă s-au mai tras pe dreapta niște bani, n-am idee, nu vreau să mă bag în chestia asta, nu știu să estimez cât ar costa să renovezi pasajul acela, pentru că e destul de lung totuși. Partea proastă, bineînțeles, e că pasajul nu este consolidat și am înțeles că acum l-au renovat și după aia o să-l închidă iar peste un an, doi, să-l consolideze. Practic că problema era mai adâncă decât zugrăveala, între ghilimele, bineînțeles, zugrăveala. Vă invit să băgați un like pentru acest motovlog și avem și în spate o cameră montată, deci poate scoatem și niște flăcări. Doamna trompeta, era să zic doamna Venina, e în proces de încălzire. Ia uite acolo, 1:27, nu mi-am luat ceasul la mine, l-am uitat, și 67 de grade. Hai cu Anteia că se pune verde, să o încălzim un pic și de la Romana intrăm direct pe Magheru, hau, direct prin pasaj. Când e rece, dă mai multe flăcări. Și e mai mișto, da? Nu vreau să mă dau la ea prea tare acum. Când e rece, dacă am vocea nasoală, îmi cer scuze de pe acum. Adică, n-avem ce să-i facem. Am fost puțin răcit, deși am crezut că e de la praf, alergie, chestii. Până la urmă, cred că a fost răceală. Mamă, cum e aici strada! Full beznă! Dar, în orice caz, nu mai e mult și intrăm și în pasaj. Asta o să fie plimbărica mea de seară și hai să vă zic de ce am ieșit. În primul rând că n-ar fi trebuit să apară azi motovlog. Eu filmez clipul cu câteva ore înainte să apară și o să-l editez când mă întorc acasă, bineînțeles. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Sâmbătă ar fi trebuit să pun motovlog, dar pentru că n-am mai făcut astăzi stream, fiindcă mă apucasem de curățenie prin casă după ce am avut toată baia spartă și așa mai departe. Spălam pe jos, dădeam cu aspiratorul și ce credeți că se aude? Numai motoare, numai vrtutututututu, ratatatatatata, nebunie pe aici, pe Magheru, pe zonă, pe habar n-am pe unde, nebunie mare. Băi, zici că îmi făceam un ciudă și am zis, bă, stai-mă un pic așa. Eu eram cu mopul în mână și cu tristețea la maxim. Mamă, ce se plimbă lumea cu motorul. Mamă, ce mișto, ce m-aș plimba și eu cu motorul. De parcă n-aș fi avut nici timp, nici motorul în fața blocului, nici benzină în el. Nu știu, de parcă n-aș fi putut să mă urc pe el în secunda 2 și să plec. Așa că, na, după ce am terminat de curățat, n-am realizat că pot să mă duc să mă urc pe el și să ies la plimbărică. Și asta am și făcut, am făcut duș, hau, și afară, let's go. Am ieșit înainte să-l șterg și se prezenta mai bine decât mă așteptam. Mă așteptam să fie foarte prăfuit, foarte murdar, dar l-am curățat imediat, am dat o crepă pe el. M-am dus, mi-am luat hanoracul pe mine și dă-i! Let's go! Chiar sunt curios să văd cum e pasajul, adică stați un pic. Sunt curios să-l văd de pe motor, să-l simt de pe motor, pentru că astăzi
Am fost pentru prima dată în el cu mașina și nu pot să zic că mi-am făcut o impresie bună sau rea, pentru că eram chiaun, efectiv. Eram cu treabă, m-am băgat în pasaj, imediat am și ieșit și aia a fost. Noi o să-l facem dus întors, bineînțeles că na, mai trebuie să mă întorc și acasă, știi ce zic? Și mai avem în față un semafor și îi dăm cu nea domnul pasaj. Opa, am zis că e dubă de jandarmerie, dar e ceva mai interesant de atât, e de camping, de chestii. Vericul. Și pe aia doi, înainte să intrăm și noi în pasaj, mă frândă, să vă invit să băgați like-ul ăla puternic și să lăsați un comentariu pentru algoritm. Puteți să scrieți ce vreți voi, puteți să scrieți doar ratatatata, puteți să lăsați un emoji cu o flacără, pentru că sper eu, scoatem și flăcări. Și dați-mi voie să-mi trag nasul, că nu pot să-l suflu în cagulă, știți ce zic? Am pus cagula pe trompetă înapoi la locul ei și avem cauciucurile puțin reci, da? Da. Pe aici s-a zgârcit lumea la iluminat, la stâlpi, la foi de capul meu. Și văd că e ceva trafic, sincer să fiu, mi-aș fi dorit să ies mai târziu, da? Da, mă așteptam să fie mașini și trafic, dar după aia nu mai apucam să postez clipul ăsta astăzi. Și uite, de aici începe asfalt, 3 metri jumate. Niște flăcări. Da, mă, guys, foarte ok asfaltul în pasaj. Nu pot să zic, repet, că a fost făcut bine, că n-a fost făcut bine. Am mai văzut niște postări pe Facebook unde oamenii se plângeau de, cum se cheamă, de panouri, că nu sunt făcute custom, panourile de sus, pentru că sunt pătrate și, na, pasajul fiind curbat, nu pică la linie cu pasajul, cum ar veni, o chestie de genul. Iar ce am mai văzut, acel suport de înălțime pe care noi l-am văzut la una din intrări a fost spart, practic fiind tirul mai înalt l-a lovit și na, pana mea. Nu știu care e faza cu înălțimea, dacă este pusă prost chestia aia, dacă efectiv tirul era mai înalt și nu trebuia, n-avea ce căuta pe acolo. N-am nici cea mai mică idee, dar na. În fine, nu o să mai mergem la întoarcere tot pe acolo, pentru că am ajuns mult prea departe de pasaj în plimbarea mea și o să ajungem în centru pe partea aialaltă sau poate chiar pe Pasărap, n-am idee. Anyway, let's go! Ce-i pus jos aici? Doar o dătură? Am înțeles. Pericol. Bam, bam, de mult l-am mai ieșit cu doamna nea trompeta la o flăcărică. Și sincer, abia așteptam să mă plimb, că de am fost numai cu lucrări, numai cu spart baie, am făcut pe ajutorul de instalator, nu doar la mine în casă, ci și la etaje superioare, inferioare, unde am vecinii plecați și m-am ocupat eu de apartamentele respective. Mă rog, complicat, long story, gen. Let's go! Pe aici nici nu mai știu dacă sunt lucrări sau nu sunt lucrări. By the way, să-mi spuneți, fără glumă, totul serios, să-mi spuneți care este părerea voastră despre pasaj, dacă vă place, dacă nu vă place, credeți că a fost o investiție proastă, credeți că a fost o investiție bună. Acum, ca să trag și eu o concluzie înainte de a încheia clipul,
cum spuneam și în intro, mie mi se pare o chestie foarte bună că se renovează, dar nu îmi place ideea că practic doar s-a renovat, nu s-a consolidat, iar peste, nu știu, un an iar îl sparg ca să-l facă ca lumea să-l consolideze, pentru că am înțeles că sunt probleme mult mai mari decât, cum spuneam, ce era pe pereți, tencuială, zugrăveală, pietre, infiltrații de apă și așa mai departe. Asta e singura chestie care e nasoală din punctul meu de vedere, că na, ai făcut ceva ca să strici peste 2 ani, da? Mă rog, poate că peste 2 ani, 3 ani, mă rog, atunci încep lucrările, cine știe cât o dura. Peste 2 ani, 3 ani, poate va fi și mai mișto. Roșu! Trebuie să urc tare de tot în ture ca să mai scoatem niște flăcări. Da, da mă, guys, cam așa cu acest vlog. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, vă invit să băgați un like very, very puternic. Chiar m-am răcorit, a fost fix ceea ce trebuie plimbarea asta. Sper că v-a plăcut și vouă. Vă urez o zi cât mai bună în continuare. Asfalt uscat, toate bune, toate frumoase. Și ne revedem în episodul de mâine dimineață la 10 sau în live-ul de seară, de la, nu știm ora, pe seară. Eu am fost Flash, v-am pupat. Pa!